Administratorul unei societăți comerciale poate să administreze această societate fie în baza unui contract de muncă, fie în baza unui contract civil, așa cum decid asociația acestei afaceri. Dacă ajungem să desfacem contractul de administrare a societății, în cazul în care administratorul muncește în baza unui contract de muncă, trebuie să știm că alături de temeiurile generale de desfacere a contractului, prevăzute de articolele 85-86 Codul Muncii, există și temeiuri specifice pentru conducătorul societății, reglementate separat în Codul Muncii, în articolele 263-266. Specific pentru acest conducător este că el poate fi angajat, în primul rând, pe termen determinat și, doi, faptul că el poate fi concediat pentru lipsa vinovăției în administrare. Altfel spus, pentru că așa vrea proprietarul afacerii. În acest caz, dacă îl concediază fără motiv, este posibil cu respectarea unui preaviz de 30 de zile și cu achitarea unei compensații de cel puțin 3 salarii medii lunare a conducătorului. Asta în cazurile în care părțile nu au negociat în contract sume mult mai mari pentru compensații în astfel de situații. La fel, un conducător poate fi concediat pentru motive întemeiate, iarăși care sunt prevăzute fie de lege, și aici trebuie să menționăm legile cu privire la societățile pe acțiuni, legile cu privire la societate cu răspundere limitată și alte forme de administrare a societăților. Părțile pot să prevadă în contract și alte temeiuri de concediere a conducătorului, spre exemplu, lipsa indicatorilor de performanță care au fost prevăzuți în contract. Ceea ce este important ca aceste temeiuri să fie respectate atunci când se decide să fie concediat administratorul. În cazurile în care administrarea societății se face în baza unui contract civil, sigur că temeiurile de încetare acestui contract înainte de termen sunt prevăzute fie de codul civil, fie de contractul semnat de părți. Ca și în cazul unui alt angajat, administratorul societății poate să-și prezinte demisia. Particular pentru această situație este că el trebuie să facă acest lucru cu 30 de zile înainte de a pleca în demisie, spre deosebire de simpli angajați care trebuie să respecte un termen de 14 zile. În final, ceea ce este important, înainte de a procede la concedierea unui administrator a societății, este important să verificăm actele de constituire a societății și contractul semnat cu acest administrator. 2. Nu uităm să prezentăm datele la Registrul de Stat a persoanelor juridice pentru introducerea datelor în acest registru privind schimbarea administratorului și 3, foarte important, este să ne consultăm avocatul care poate să ne economisească resurse și să facă să fie evitate litigiile în astfel de situații.